O mașină ars ca o torț în localitatea Sticlăria, Comuna Scobinți. Pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea autovehiculului, care a ars în întregime în doar câteva minute. Pericolul era mare pentru că exista posibilitatea ca flăcările să cuprindă și copacii din zonă. De urgență a fost direcționat un echipaj de stingere cu apă și spumă din cadrul punctului de lucru Hârlău. La sosirea echipajului de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta la întregul autoturism, cu posibilitatea de propagare la copacii din imediata apropiere. În urma incendiului a ars autoturismul în totalitate și nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost efectul termic al curentului electric.